În această seară avem ocazia să lăudăm pe Domnul, binecuvântat să fie în veci. Haideți să privim din nou în Sfintele Scripturi la alte neamuri de oameni pe care Dumnezeu le-a îngăduit să trăiască în istoria de 6.000 de ani a acestui pământ. În această seară, două neamuri vecine Israelului, neamul filistenilor și neamul sirienilor. Neamul filistenilor s-a format prin urmașii lui Ham, erau așadar în relații și rudenii cu cananiții, conform Geneza 10:14, și tot din Geneza observăm că ei deja erau un neam organizat în vremea patriarhilor, îi întâlnim în timpul perioadei nomade a lui Avram și a lui Isaac. Păstorii lor au avut de-a face cu păstorii filisteni și în perioada aceea le-au fost dușmani. Mai târziu, istoria lor a curs paralel cu istoria evreilor până în vremea robiei babiloniene, când jugul împăratului Nebucadnețar, potrivit profetului Ieremia, capitolul 25, a apăsat și peste filisteni. Cât despre sirieni, în istoria biblică îi întâlnim în date concrete, odată cu venirea evreilor în Canaan după eliberarea din Egipt și pentru următoarele secole în vecinătatea Israelului s-a scris istorie prin conflictele dintre Israel și Siria, până când sirienii, cu 10 ani înaintea căderii Samariei, în 732 au căzut înfrânți de asirieni care au cucerit Damascul. Până atunci, așa cum este scris în cărțile Regi, Profeți și Isaia, ei au constituit o amenințare pentru Israel. Să luăm pe rând aceste două neamuri și, parcurgând puțină istorie, să observăm apoi câteva principii, câteva adevăruri care sunt valabile în plan spiritual, în plan uman și în vremea noastră. De altfel, toată Biblia are un scop pedagogic. Noi putem să învățăm. Orice altă carte am citit-o are subiectivismul ei. Autorul a scris cu un anume interes. Cărțile Scripturilor, sub pana profeților, sunt cele mai obiective manuscrise istorice pe care le avem noi oamenii. De aceea putem să învățăm în modul cel mai competent și complet din ceea ce ei au scris. Să ne oprim mai întâi la neamul filistenilor. Ținutul lor a fost repartizat evreilor pentru că făcea parte din teritoriul Canaanului. Totuși, ei au scăpat cu 5 cetăți de reședință, Asdod, Ascalon, Ecron, Gat și Gaza, așa cum citim în Iosua, capitolul 13:3. Ba mai mult, nu doar că nu au putut fi supuși de evrei, așa cum citim în Cartea Judecător, capitolul 3, ei apar primii pe lista neamurilor cruțate, lăsate, care n-au putut fi supuse într-o primă fază. 3:3, neamurile acestea erau cei 5 domnitori ai filistenilor și apoi sunt enumerați ceilalți cananiți. Dar nu numai atât, repet, ei au reușit să ajungă destul de puternici și să-i asuprească pe evrei în anumite perioade istorice. De altfel, nu forța lor a fost ceea care s-a impus în teatru de operații militare, ci apostazia evreilor i-a făcut vinovați, pentru că citim în aceeași carte Judecător, capitolul 10, versetul 6 și 7, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor și Astarteilor, dumnezeilor Siriei, iată că sirienii sunt amintiți, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeu fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor. Și au părăsit pe Domnul și nu i-au mai slujit. Drept urmare, scrie în versetul următor, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Filistenii de la apus, fiul lui Amon de la răsărit,
le-au pricinuit pierderi în diferite războaie pentru că evreii s-au făcut vinovați. O pierdere însemnată întâlnim în cartea 1 Samuel capitolul 4 în vremea slujirii fiilor lui Eli, Hofni și Fineas, asta pentru a accentua ideea vinovăției evreilor care a ocazionat pierderea războiului. Știți că în primele capitole din această carte sunt câteva date critice la adresa familiei lui Eli ca slujbă preoțească. Aici este scris din versetul 1, Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a regrupat, știți că au dus în tabără chivotul, dar fără succes, pentru că nu o prezență formală a Domnului dă biruință, ci una reală. Apoi scrie de la versetul 10, războiul a continuat, filistenii au început lupta și Israel a fost bătut, fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare. Și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe dește. Deci oameni care ar fi trebuit să le fie supuși, dar chiar să fie exterminați, iată că au stăpânit peste ei. Întorcându-ne la cartea judecător, vreau să observăm din cazul Samson, că întâi a fost o provocare spirituală și apoi s-a pierdut bătălia. Principiul general valabil. Judecător, capitolul 13. Știți care a fost menirea acestui bărbat special? Finalul versetului 5. El va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Domnul avea în plan să îi supună pe filisteni. Samson n-a reușit, nici următoarele generații, de-abia în vremea lui David vom vedea s-a realizat aceasta. De ce n-a reușit Samson? Pentru că Dumnezeu a profețit despre aceasta, l-a chemat la biruință. Problema lui apare din capitolul 14, versetul 1, a văzut o femeie din fetele filistenilor. Și scrie aici, pare ciudat, în versetul 4, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Eu cred că venea de la Domnul biruința asupra filistenilor, dar nu metodele pe care Samson le-a ales, veneau toate de la Domnul. Drept urmare că nici n-a avut biruință cu ele. Au fost câteva biruințe sporadice, cea în care a plătit prețul ghicitoarei, distrugerea grânilor, loviturile date cu falca de măgar, dar puține câștiguri. În capitolul 16, Samson este îngenunchiat și când scrie în versetul 20 că au venit filistenii asupra lui, el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca mai înainte. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Deci Domnul nu l-a însoțit în aceste porniri vinovate, le putem numi. Domnul i-a fost credincios și în final l-a ajutat să mai dea o lovitură filistenilor. Știți că cei ce i-a lovit la moarte au fost mai mulți decât cei uciși în timpul vieții. Asta înseamnă că mari isprăf n-a făcut, măcar că scrie în finalul capitolului 16, el fusese judecător în Israel 20 de ani. În 20 de ani ar fi putut să facă mult mai mult. Samson nu și-a adunat o armată, n-a rămas credincios principiilor sfinte și ca atare filistenii au rămas încă în putere la moartea lui, chiar dacă a ucis câțiva din cei aflați la acea petrecere. În perioada lui Samuel, Saul și David în această succesiune, cu excepția apostaziei lui Saul, știți că Saul a murit tot pe front cu filistenii. Atunci când s-a dus să întrebe pe o femeie care chema morții din Endor. Deci cu excepția acestei perioade când a funcționat regula păcat-înfrângere,
filistenii au fost înfrânți treptat și apoi total. Asta în pofida tehnicii avansate de care dispuneau. Să citim în cartea 1 Samuel, capitolul 13, versetul 19. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar. Deci filistenii controlau industria fierului în vremea aceea și prin aceasta tehnica militară avansată. Căci filistenii ziseseră să împiedicăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe și fiecare om din Israel se pocora la filisteni ca să ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne, securea ca să facă vârțe pușului care mâna boi. Așa se face, scrie în continuare, că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan, nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. Măcar că evreii n-aveau decât prăștii ca David. Aveau arme mai puternice, numai Saul și Ionatan, dar ce erau astea? Totuși, atunci când au chemat pe Domnul, Domnul le-a dat biruință. Oare înțelegem și noi că numai în felul acesta putem să avem izbândă? 1 Samuel 7 evidențiază acest adevăr. După înfrângerea din vremea fiilor lui Eli, scrie în 7:2, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Au început să renunțe la zeitățile cananite. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-i inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteile și au slujit numai Domnului. Cred că acest principiu trebuie să-l aplicăm și să le spunem ferm oamenilor când vin să ceară ajutor, când au situații grele, probleme cu oamenii sau probleme de boală sau alte lupte cu duhurile. Pentru că degeaba mergem cu chivotul în tabără, dar dacă sunt aceste lucruri vinovate, nu facem decât să complicăm lucrurile și mai tare și să-i punem și pe alții în încurcătură, să spună nu mai e slavă, nu mai lucrează Domnul. De ce? Samuel a fost foarte ferm și le-a zis aici, în versetul 5, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Finalul versetului 6, Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. De câte ori și-au dorit evrei un izbăvitor, dar toți acești izbăvitori au fost judecători. Numai dacă acceptăm să fim și judecați, să fim mustrați și la nevoie disciplinați, putem să apelăm la Domnul și să avem încredere că El ne va veni în ajutor. Altfel, nu vor fi sorți de izbând. Versetul 7. Filistenii au aflat că fiul lui Israel se adunase la Mițpa și domnitorii filisteni s-au suit împotriva lui Israel la vederea acestei bătălii. Copiii lui Israel s-au temut de filisteni, puseseră înfrânți de mai multe ori, ei stăpâniseră peste evrei. Și au zis lui Samuel, nu înceta să strângi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel ardere de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Versetul 13. Astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. De aici a venit biruința. De la viața lui Samuel, de la modul în care el a trăit-o. Cum vă spuneam, Saul când a căzut în păcat, din nou a fost înfrânt. Dar David a fost cel care a restabilit lucrurile. Saul, neavând capacitatea aceasta, deși scrie în 9:16, pe Saul l-am putea compara cu Samson, promisiunea au fost, s-a spus prin profetul Samuel din partea Domnului, el va scăpa pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Așa a fost, dar numai în parte. Au mai fost unele victorii prin Ionatan, dar el n-a avut mare putere.
Adevăratele biruințe încep cu David, 1 Samuel 18. Citim de la versetul 30. Domnitorii filisteni ieșeau la luptă. Vedeți, filistenii inițiau actele de război. Și ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. 19:8. Doar ce spacină, războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. Totuși, filistenii au rezistat pe timpul domniei lui David de la Hebron, cei 7 ani. În 2 Samuel, capitolul 5, întâlnim o altă bătălie, felul în care a fost călăuzit de Domnul de 2 ori. Aici sunt 2 confruntări. De fiecare dată David a întrebat pe Domnul, relația lui cu Domnul era bună și în final citim din capitolul 8, desnodământul, 8:1. După aceea David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. Dar mai întâi, repet, a fost nevoie ca să se întoarcă poporul la Domnul și apoi a fost câștigată biruința. Poate vă întrebați de ce au rezistat filistenii atâta vreme? Să citim și din capitolul 21 și vom vedea că între ei au rămas ultimii uriași. De la versetul 15 scrie războiul împotriva filistenilor și fără să citesc eu toate detaliile, citesc doar finalul, versetul 22, acești 4 oameni, e vorba de uriași toți, erau copiii lui Rafa, născuți la Gat, au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. De altfel, cazul Goliat David a fost determinant pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu doar pentru că a fost o ocazie să se vadă în Israel că Dumnezeu a ales un alt rege. 40 de zile înseamnă biblic un timp limită de încercare. Saul a avut ocazia de 40 de ori să iasă în față, era cel mai înalt din Israel, după cum și Goliat era cel mai mal din tabăra adversă, și să-și dovedească puterea împărătească. S-a dovedit că nu mai avea putere, că Dumnezeu îi luase dreptul de rege și așa a îngăduit Dumnezeu ca să apară David și în fața poporului să fie evidențiat noul rege, cel mai viteaz. Dar nu numai. Aceasta rezultă de aici. În 1 Samuel 17 este scris de la versetul 43 că filisteanul, văzându-l pe David, un copil și mult mai mic în raport cu el, a zis, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și l-a blestemat pe Dumnezeii lui. Observați, totul era în lumea spirituală. Versetul 45, David îi zice, eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. De fapt, confruntarea vrea să dovedească ce Dumnezeu e mai puternic. Și poporul cui slujește? Și scrie versetul 47, hai și 46 finalul, și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Ceea ce s-a și întâmplat. Să mulțumim Domnului pentru toate biruințele care le-a dat de-a lungul istoriei. Cum zicea Ionatan în aceeași vreme, Dumnezeu poate da biruințe printr-un număr mic ca și printr-un număr mare. Vă las asta ca într-o paranteză, o temă pentru acasă. Eu n-am găsit răspunsul. Acești uriași, ultimii dintre cananiți, locuiau la Gat. Locul de origine clar menționat și al lui Goliat. Cum se face că David, fugind de Saul, a locuit tocmai la Gat?
Și mai târziu, un om din Gat ajunge unul din conducătorii de seamă a armatei lui David. Spun că pentru mine este ceva interesant, în sensul că în momentul când David locuia la Gat în țara filistenilor, frații lui Goliat încă trăiau. Și chiar dacă ar fi fost uciși, mă întreb, n-aveau filistenii un gând de răzbunare? Dar istoria biblică nu ne dă prea multe explicații, sau poate nu le-am găsit eu. Nu neapărat că asta e atât de important. Sunt oricum în vremea aceea câteva ciudățenii, le-aș spune, referitor la anumite schimbări de atitudini între oameni. Vreau să observăm din conflictul și din istoria filistenilor alături de evrei, din autoeliberarea chivotului domnului din robia filisteană. Am citit în 1 Samuel capitolul 4 că filistenii i-au învins pe evrei și de aici citim, recitim de la versul 10. Filistenii au început lupta, Israel a căzut pe front, chivotul lui Dumnezeu a fost luat și evreii s-au crezut stăpâni. Știți, l-au pus în casa lui Dagon, capitolul 5, n-a rezistat, îl mută de la Asdod într-o altă capitală, după ce mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, și în versetul 8 se scrie să se ducă la Gat. Filistenii au fost loviți și acolo, apoi au vrut să-l trimită la Ecron, dar aceștia n-au mai fost de acord și au dat seama că evreii pot fi înfrânți, dar nu Dumnezeul evreilor. Dumnezeu a fost nevoit aici să se apere singur. Cum zicea cândva tatălui Gedeon, că dacă un anume Dumnezeu, e Dumnezeu să se apere singur. Să știți că dacă nimeni dintre noi n-ar mai susține cauza lui Dumnezeu, Dumnezeu e în suficientă putere și înțelepciune să se susțină singur. El este cel ce este. Adică nu-l țin îngerii. Dumnezeu nu este ceea ce este pentru că noi cântăm. El este. Slăvit să fie în veci. Știți lecția care le-a dat-o filistenilor, pe de-o parte, i-a pus să plătească tribut, i-a amendat. Și interesant că cei ce au știut cum trebuie procedat au fost vrăjitori, adică cei ce aveau contact în lumea spirituală. Dar tot prin acest episod Dumnezeu a dat o lecție evreilor, în mod deosebit slujitorilor, ca să-i facă să înțeleagă să nu țină la copiilor mai mult decât la Domnul. Lecția le-a fost administrată prin două vaci, nedeprinse cu jugul, a căror viței erau acasă. În mod natural, n-ar fi avut nicio șansă să fie disciplinate în jug, fără oameni lângă ele, nedeprinse la jug și cu viței acasă. Dar au ascultat de o poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o. Cred că au fost îngeri acolo pe teren. Dar pentru ele și fiii lui n-au fost trimiși oameni, nu era acolo legea care îi învăța, n-au ținut cont. Și spune Dumnezeu la un moment dat, citesc din 1 Samuel, capitolul 2, versetul 29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Și vacile acelea au cinstit mai mult pe Domnul decât pe fiilor. Oare au înțeles? Deci iată cum Dumnezeu nu renunță la cauzele sale. Când poporul în pustie s-a îndepărtat de Domnul și s-a făcut un vițel turnat, ce a spus Dumnezeu către Moise? Renunțăm la tot planul? Nu. Și dacă trebuie să-i nimicim, o luăm Moise de la capăt, pe tine te fac strămoșul unui neam mare și planul lui Dumnezeu tot este dus la îndeplinire. Așa cum scrie în Psalmul 33, se întâmplă întotdeauna, citesc versetul
nouă, căci îl zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Versetul 11, Domnul 10, răstoarnă sfaturile neamului, zădâncește planurile poporilor, dar sfaturile Domnului denuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam, slăvit să fie Domnul. Încă o mențiune istorică și am încheiat cu filistenii după epoca de glorie a lui David și Solomon. Spre sfârșitul domniei acesteia din urmă, filistenii s-au refăcut treptat, apărând în istoria de mai târziu a Israelului în diferite conflicte, dar nu s-au mai ridicat niciodată la rangul de putere zonală în a stăpâni peste alții. Totuși, le-au mai pricinuit evreilor anumite pierderi, pentru că din nou a intrat pe rol principiul vinovăție, pedeaps, păcat, înfrângere. Să citim doar din cartea 2 Cronici, capitolul 21. Sunt mai multe referințe, am ales doar câteva. Versetul 16. Domnul a atâțat împotriva lui, vremea de e vorba de apostatul Ioram, fiul lui Iosafat, duhul filistenilor și al arabilor care sunt în vecinătatea Etiopiei. S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. Citim apoi în capitolul 26 pentru a vedea că totul era dat numai și numai de starea spirituală. Când Ozia a căutat pe Domnul, cum scrie în versetul 5, în versetul 6 citim, a pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, Asdodului și a zidit cetăți în ținutul Asdodului și între filisteni. Domnul a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gurbal și împotriva maoniților, pentru că a fost credincios. În final, așa cum aminteam de la început, filistenii au împărtășit soarta nemicirii ca și celelalte popoare, pierzându-se în istoria Imperiului Babilonian și a celor ce au urmat. Despre asta citim în cartea Ezechiel, capitolul 25, și drept dovadă, nu-i mai întâlnim. Să nu credeți că filistenii sunt palestinienii de acum. Filistenii s-au pierdut. Ezechiel 25 cu 16, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată minte în mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării. Dumnezeu a spus și a împlinit. Să trecem la neamul sirienilor. Regele David deschide seria biblică a războaielor cu sirienii. Prin câteva victorii decisive în timpul domniei sale, așa cum citim în cartea 2 Samuel, capitolul 8. Nu le-a fost ușor evreilor cu acești vecini? Citim de la versetul 5. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Țoba, și David a ucis 22.000 de sirieni. David a pus strajă în Siria Damascului și sirienii au fost supuși lui David și au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea. Și tot aici citim de la versetul 11, hai și 10. David a primit daruri și apoi scrie în versetul următor, le-a închinat Domnului cum închinase și argintul și aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise, din Siria, Moab și de la alții. Dar asta nu înseamnă că sirienii au fost distruși cu totul. În capitolul 10, îi întâlnim din nou venind în ajutorul amoniților împotriva evreilor. Dar și aici evreii au avut biruință. Așa cum scrie în versetul 13, Iob cu poporul lui a înaintat la luptă împotriva sirienilor și i-au luat-o la fugă dinaintea lui. Versetul 16, s-au adunat și alți sirieni, au fost înfrânți și ei. Și scrie în final,
versetul 19, partea finală, sirienii n-au mai îndrăznit să ajute pe fiul lui Amon pentru că au fost înfrânți de David. Mai târziu, pe parcursul celorlalți împărați al lui Israel și Iuda, sirienii s-au refăcut și au fost unele perioade în care împărații Siriei au fost foarte puternici. I-au supus pe evrei la tribut, au luat înapoi metalele prețioase care le luase David în vremea lui. Și sirienii au stăpânit multă vreme peste Israel, i-au suprit pe evrei. Evident, din nou, datorită păcatului lor. Să citim doar câteva versete. 1 Regi, capitolul 15. Citim de la versetul 18. Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăsese în vestirile casei Domnului și le-a trimis la împăratul Siriei ca să-l ajute împotriva lui Israel. Împăratul Siriei, pe de altă parte, a bătut și pe Israel. Versetul 20. Ben-Hadad a ascultat de împăratul Asa, a trimis pe căpetenii oștirii lui împotriva cetăților lui Israel și a pustit Ionul, Dan, Abel Ben-Maca, tot Chinerotul și toată țara lui Neftali, prăpăd prin sirieni. 2 Regi, capitolul 12, versetul 18. Ioasă, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram, de Ahaz, de părinții săi și împărații lui Iuda, ce închinaseră el însuși și tot aurul care se găsea în vestirile casei Domnului și casei împăratului, și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, numai să nu-i facă război. I-a sărăcit. Capitolul 15, versetul 37. În vremea aceea, Domnul a început să trimite împotriva lui Iuda pe rețin împăratul Siriei. Fost, vă spuneam, câțiva împărați puternici în Siria. 16:6. În vremea același timp, rețin împăratul Siriei a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor, a izgorit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat și unde au locuit până în ziua de azi. Capitolul 24, versetul 2. E vorba de altă generație. Mai târziu, atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni și alții. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească după cuvântul pe care o zise Domnul prin robii săi proroci. Aceasta le-a fost istoria evreilor datorită vinovățiilor. Nu mai insist asupra aspectelor militare, am spus doar că atunci când regii au fost credincioși, au vins orice popor, când au fost păcătoși, au pierdut bătălia cu orice popor, mic sau mare. Cred că din istoria paralelă a evreilor și sirienilor, alte lucruri sunt mai importante de învățat pentru noi în această seară. Scrierile profeților ne dezvăluie implicarea divină în ascensiunea sau declinul altor popoare, cum vă spuneam, în funcție de starea spirituală neamului israelit. Pentru că Dumnezeu i-a folosit pe sirieni ca o nuia pentru poporul său. Nu întâmplător Siria ajungea la un moment dat să aibă un rege puternic și să pustiască cel puțin cetățile de la graniță și chiar să ia definitiv în stăpânire provinciile limitrofe. Dumnezeu a spus prin Ilie, voi trimite 3 săbii, unul împărat 19:17, sabia lui Hazael, sabia lui Jehu, sabia lui Elisei. Vedeți unde e așezată sabia sirienilor? Lângă sabia împăratului Israel, lângă sabia prorocului. Pentru că toate erau în mâna Domnului. Ce s-a întâmplat cu ocazia morții lui Ahab? S-a făcut un sfat în cer, pentru că Ahab trebuia pedepsit. Îi venise vremea sfârșitului. Pe cine a folosit Dumnezeu? Un arcaș sirian care a tras la întâmplare. A fost o întâmplare?
nici de cum. Pentru că Dumnezeu i-a folosit pe oamenii aceia. Știți ce a decis împăratul Siriei în războiul acela? Să nu vă luptați nici cu mare, nici cu mic, numai cu împăratul lui Israel. Zici că toată armata Siriei primise o singură temă. Împăratul lui Israel trebuie ucis. Așa se decisese în cer. E drept ce scrie în Proverbe că inima împăratului ne zvoră în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. Și nu se întâmplă absolut nimic decât ceea ce Dumnezeu vrea. E foarte interesant că în acel război Ahab s-a prezentat la luptă travestit. N-a fost cu haine care să-l dezvăluie ca fiind rege. În schimb, Iosafat a rămas cu hainele lui. Și după ceea ce a avut în fața ochilor, soldații sirieni s-au apropiat de Iosafat. Ăsta-i. E chiar interesant ce scrie acolo. Iosafat a scos un țipăt. Și spun scrierile sfinte, 1 Împărați 22, 2 Cronici 18, Domnul l-a ajutat. Adică un împărat este înconjurat de soldați sirieni și scapă, și celălalt e în haine care să-l facă ascuns ochilor dușmanilor și este omorât aparent din întâmplare. Pentru că toate aceste evenimente erau conduse de Domnul. Citim în cartea a doua Cronicilor, capitolul 13, că Dumnezeu ar fi putut să-i lovească mult mai rău, totuși le era binevoitor, în parte, din milă. 13:3, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a dat în mâinile lui Hazael, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. A fost una din perioade de glorie a Siriei. Ioas a rugat Domnul Dumnezeul lui, l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. Dar nu s-au bătut de la păcatele casei lui Roboam, ceea ce în final a dus tot la pierzare. Așa cum scrie și de la versetul 22, întoarceți pagina. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel în tot timpul vieții lui Ioahaz. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov. N-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. S-a întâmplat însă mai târziu. Aceasta pentru că evreii au fost atrași de zeitățile cananite, între care erau și cei ai Siriei, aveau și varianta lor de Baal. Citim în a doua carte a Cronicilor, capitolul 28, despre această nebunie de a apela la Dumnezeu acestor popoare. 28, de la versetul 20 și 2. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului el, în paratul Ahaz, a adus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră. Și a zis, fiindcă Dumnezeu, împăratul Siriei, le vine în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Și când i-a adus, scrie în versetul următor, că a închis ușile casei Domnului. Un alt aspect mai important aș scoate în evidență din istoria Israelului și a sirienilor, episoadele lucrării profetului Elisei. Dumnezeu a scos în poporul său proroci în vremuri grele. Aceste lucrări evidențiază măreția divină care umple pământul. Scot în evidență lucrările tainice ale providenței divine. Să ne amintim de câteva din aceste lucrări, care sunt interesante de citit pentru copii și totuși prezintă un material de studiu destul de bogat și pentru bătrâni. Vindecarea lui Naaman de lepră. Interesant caz. De ce a lucrat Dumnezeu față de un sirian? Felul în care se derulează acele evenimente scot în evidență la nivel național, atât în Siria cât și în Israel, prezența unui Dumnezeu. În cartea a doua Împăraților este prezentat acest episod. Printre altele,
rostește Elisei următoarele cuvinte. Citesc. Versetul 8. Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Dar să nu înțelegeți aceste cuvinte că Elisei a vrut să scoată în evidență. Știți că nici nu s-a prezentat înaintea lui Naaman. Și Naaman a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă. Pentru că a zis în versetul 17. Robul tău nu mai vrea să aducă jertfe altor dumnezei, ci va aduce numai Domnului. Dumnezeu a fost nevoit să se descoperă, cum vă spuneam și în celălalt caz cu filistenii, prin acțiunile proprii care le-a făcut, sau dacă avea prin cine, pe oamenii care i-avea. După cum mai târziu în Babilon, Dumnezeu nu a avut mulți oameni, dar prin ei s-a descoperit. În capitolul următor, 6, prin orbirea sirienilor, din nou dă Dumnezeu o dovadă altui atribut al său, omnisciența. Atunci nu erau tehnici ca și acum, de spionaj. Nu era posibilitatea să asculți telefoanele. Dumnezeu a avut aparatură mai performantă decât avem noi astăzi. Oamenilor le scapă, se pot ascunde. Nu mai știu exact cineva îmi povestea sau am citit că atunci când mari președinți ai lumii merg într-o vizită și se așează undeva într-un hotel, înainte merg echipe de tehnicieni ca să curețe terenul, ca să nu fie cumva acolo vreo mină care să explodeze, aparatură care să filmeze sau să înregistreze vorbele. Și totuși oamenilor le scapă acestea. Și de fiecare dată profetul Elisei îl informa pe împăratul lui Israel. Din nou a vrut Dumnezeu la ambele națiuni să le facă de cunoscut puterea lui, folosindu-se de omul său. N-a vrut să-i zdrobească, că nu acesta e scopul lui Dumnezeu. A vrut să-i lumineze la minte. Știți că după ce s-au dus să-l prindă pe Elisei, ajung la împăratul lui Israel, versetul 21, acesta a zis să-i măcelăresc, să-i măcelăresc părinte. A spus, nu, trimite-i acasă. Ar fi trebuit să înțeleagă ceva. N-au înțeles. Aici are ceva ciudat. Scrie în finalul versetului 23, și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Ca în versetul următor să scrie, după aceea Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împrejurat Samaria. Deci n-a ținut mult lecția și ar fi trebuit să o înveți. Din nou Dumnezeu a fost nevoit să intervină. În strâmtorarea aceea încât femeile își mâncau copiii, împăratul a vrut să omoare pe Elisei, a crezut că el e de vină. Vă dați seama? Era omul prin care Dumnezeu lucra și tocmai pe acela ei vreau să se răzbune. Dar n-au putut să-i facă nimic atâta vreme cât Domnul l-a sprijinit. Domnul a descoperit lui Elisei că împăratul sosește la locul unde era atunci, rostește profeția aceea cu bunăstarea de dimineață, nu le vine a crede, Dumnezeu le mai dă o lecție la sirieni, nu-i omoară, interesant, nu mai pune să fugă mâncând pământul, vorba noastră. Să le lase toate acolo. Ar fi fost mai rău dacă îi omora, că nu mai puteau să ia alimentele, că nu erau cușer, erau între morți. Dar pe ei i-a scos și a lăsat numai mâncarea, hainele. Interesant ce scrie 7 cu 12, cu 7, scuzați. Și s-au sculat, au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, cai și măgare, tabăra așa cum era și au fugit că să scape viața. Dacă tot au fugit, de ce n-au fugit cu cai? Trebuia să-i lase și pe aceștia. Pentru că toate, efectiv toate aceste evenimente au fost coordonate de Domnul. Exact cum scrie în Eclesiastul, capitolul 3. Dumnezeu le face toate în așa fel ca oamenii se teamă de El. Sunt de fapt niște lecții din care oamenii ar trebui să înțeleagă. Oare înțeleg oamenii în vremea noastră mai mult decât au înțeles atunci? Nu. Câți din comuniștii lui Ceaușescu care au supraviețuit majoritatea mini-revoluției noastre au înțeles ceva?
și mai târziu din alții care s-au succedat. Omul pus în cinste ca animalele care se taie, pricepe puțin, așa cum zice Asaf, ca un dobitoc. Când de fapt Dumnezeu ar vrea să-i facă mai mult să înțeleagă. În capitolul 8 e acea trimitere a împăratului Ben-Hadad la Elisei, vedeți că totuși știau ei cine e Elisei. Versetul 7, Elisei s-a dus și în Damasc, nu a avut curaj. Și s-a spus, omul lui Dumnezeu a venit aici. Știau și sirienii că este un om al lui Dumnezeu. Și oamenii din lume au văzut că în momente grele îi știu. Acolo este un proroc, aceea e biserica lui Dumnezeu, numai are să facă, nu știu. Da? Interesant și modul în care rostește Elisei profeția și mai adaug din experiențele cu Elisei, doar ceea ce scrie în final, în capitolul 13, de la versetul 14, Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și am avut loc o minune pe patul morții și una mai târziu, post-mortem. Cred că și aceea, de altfel toate aveau scopul să-i facă pe evrei să se gândească la omul lui Dumnezeu și prin aceasta la Dumnezeu. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul măcar noi să ne gândim și să pricepem. Să nu ratăm toate lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. În Vechiul Testament Dumnezeu le amintește evreilor toate lucrările și le-a făcut cu ocazia plecării din Egipt, din istorie. Domnul Hristos în Evanghelie spune oamenilor, ați văzut toate semne și minuni, condamnă niște cetăți, Horazin, Betsaida, Capernaum, câte minuni au văzut și tot nu s-au pocăit. Au avut ocazia și filistenii, au avut și sirienii, ocazie, evreii cu atât mai mult să-L cunoască pe Domnul, totuși, prea puțin au înțeles. E dreptă vorba care zice, noi învățăm din istorie, că nu învățăm din istorie. Măcar că istoria ar trebui să fie lumina trecutului în mâna prezentului pentru a ne lumina viitorul. Realitățile statistice ne spun că prea puțini înțeleg aceasta. Încheiem, reamintindu-vă în final că filistenii au constituit împreună cu sirienii vericirii cei mai puternici ai evreilor. Și într-un verset din Isaia, capitolul 9, de altfel două, versetele 12 și 13, este scris, cum vă spuneam, că ei au avut un rol de control, rol de nuia, și au contribuit la împlinirea planurilor Domnului. 9:12, pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus. Vor mânca pe Israel cu gura plină. Cu toate acestea, mâna lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Mânia Domnului se stârnea împotriva lor prin păcat, versetul 13, căci nici poporul nu se întoarce la cel ce îl lovește și nu caută pe Domnul oștirilor. Deci n-a fost niciodată întâmplătoare puterea filistenilor sau a sirienilor. Dumnezeu lucra la nivel de națiune, dar lucra și la nivel de indivizi. Cum spunea Domnul sinagogii din Nazaret, Luca 4, că au fost mulți leproși în Israel, nu s-a tămăduit unul, numai Naaman, sirianul. Înseamnă că Dumnezeu știe bolnave, aș spune, și din altă țară, și dintre nepocăiți. Da? Toate le știe, toate le controlează. Ceea ce trebuia să înțeleagă evreii, bine să înțelegem măcar noi. Războaiele evreilor cu filistenii, cu sirienii, au avut întotdeauna un final decis, nu în funcție de forțele aruncate în luptă, ci de planul divin, care întotdeauna avea de-a face cu starea spirituală a poporului. Dumnezeu a vrut să nimicească Ninive, dacă și-au schimbat atitudinea, a renunțat la aceasta. Și tot legat de starea spirituală este încrederea în Domnul. Este un verset de referință în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 16. Aici, Domnul a vorbit prin Hanani văzătorului Asa, citesc de la versetul 7, pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul? De aceea a scăpat oastea împăratul Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii, amintește de un război anterior, nu alcătuiau eu oaste mare ca o mulțime de cară și călăreți? Și totuși Domnul ne-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisei pe el. Și acum principiu.
căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Israel, Siria, oriunde. Ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Și îi spune lui, ai lucrat ca un nebun, neavând încredere în Domnul. De acum vei avea războaie. Cine decide dacă sunt sau nu războaie? Starea spirituală a oamenilor, Dumnezeu în funcție de aceasta. Și câștigul, adică biruința, e întru totul dictat de ceea ce Dumnezeu a stabilit mai dinainte. Așa a fost cu David și Goliat, așa a fost aici, așa a fost mai târziu, mă adaug o referință, capitolul 24, versetul 23, după trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim, a omorât din popor pe toate căpetenile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damas. Și atenție, oastea sirienilor a venit cu un număr mic de oameni. Totuși, Domnul a dat în mâinilor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Fie că aceste lecții care au costat generații, lecții care au costat viața a sute de mii de oameni, poate milioane, să fie, așa cum spune Apostolul Pavel, o învățătură pentru noi, să-L ascultăm pe Domnul și să ne încredem în El. Cine îi slujește Domnului în ziua încercării, se încrede în El. Cine nu, apelează la alții. Dar apelul la alții n-aduce biruință. Pentru că biruința întotdeauna vine de la Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin.